Virăm stânga în prima intersecție. Deci putem schimba și să ne încadrăm pe ultima bandă. Chiar dacă suntem departe, bun? Benzile, în mod normal, se utilizează de la dreapta la stânga. Adică trebuie să circulă pe banda întâi. Dar asta în funcție de intensitatea traficului, adică dacă e ocupată banda, dar și de direcția în care urmează să te deplasezi. În următoarea intersecție, bun? Că în localități avem intersecții, una după alta. Deci după ce și la intrare într-o intersecție, normal trebuie să te cadrezi cu cel puțin 50 de metri. Deci nu zice cu putin maxim. Deci dacă tu ai intenția să o iei spre stânga, știi că urmează o intersecție care o iei la stânga, te poți încadra acum, din timp, bun? La fel și la examen, dacă îți dă comanda din timp, poți să te încadrezi din timp, nu te va penaliza. Că banda întâi nu mai poți vira stânga. Nu, du-te, că nu blochezi. Ai loc să treci dincolo de drumul ăsta, nici stânga. Iar aici vezi, te încadrezi pe lângă bordură. Pe lângă bordura din dreapta. Bun? Ca să ne încadrăm direct pe banda întâi. Pe următorul drum pe care intrăm. Bun? Da, pentru că e liber. O să vezi că o să fie liber. Avem două benzi care te poți deplasa pe direcția înainte. Păi să folosim banii întâi atunci. Suntem primii, e liberă. Deci la examen. Bun, o să intrăm în următorul sân giratoriu și o să-l părăsim pe a doua ieșire. O să ai un panou care îți arată unde e a doua ieșire. Îți indică spre aeroport. Bun, spre STV. De exact, te încadrezi pe bana întâi, că dacă te uiți la marcajă, săgețile îți arată că pe bana întâi poți să treci și să mergi și înainte. Sau la dreapta. La dreapta înseamnă prima ieșire, iar înainte să treci de prima ieșire. Înseamnă că poți să ajungi la a doua ieșire pe prima bandă. Exact, pietonul avem, te asigur la vehicule care vin din stânga, din sângeratorul doar din stânga, poate să vină. Exact, aici avem și o trecere pentru pietoni. Bun, și dacă vezi, banda chiar se continuă pe a doua ieșire. Schimb banda aici? Da, nu, de ce? Nu, am zis dreapta. Exact, îți menții banda. Pentru că aici banda întâi era pentru dreapta, nu puteai să mergi înainte. Da, te asigur că banda noastră e ocupată de mașini staționate sau parcate. Virăm dreapta la semafor. Semnalizează. Suntem pe verde, unde? Da, la pieton și în oglindă. Nu? Oglindă nu, tot timpul când vira. Uite, există posibilitatea să fie un biciclist în dreapta noastră. Virăm dreapta pe prima stradă. Bun. Intrăm în sensul giratorul și îl părăsim pe, spre stânga, bun? Adică a treia ieșire. Exact, aici ne intersectăm cu cei care vin din dreapta când intrăm în sens, dar noi avem prioritate, corect. Pentru că nu se aplică prioritatea de dreapta, există o regulă specială pentru sensurile giratorii. Cei care circulă în interior. Exact, față de cei care urmează să pătrugă. Și aici în dreapta, da? Da. Iar, bun, pentru că este în girator, se va considera că cei din stânga circulă deja în interior. Adică intrarea din stânga o precede pe cea din dreapta. Bun, în următoarea intersecție semaforisată,
continuăm deplasarea spre înainte. Exact, pe intersecția semaforizată avem o altă intersecție. Sigur, exact, să dăm prioritate în stânga. În intersecția asta continuați spre dreapta, după care prima la stânga. Deci atenție că imediat urmează și un drum, o altă intersecție. Aici nu se semnalizează. Nu trebuie, că e curbă la stânga, avem marcaj. Continuăm paralel cu axa stânga, drumului, care e tot timpul. Aici la stânga? Da, da. Axa drumului care e tot timpul longitudinală pe drum. Adică pe direcția lungimii drumului. Și aia e direcția normală de deplasare. Înseamnă că am efectuat tot schimbare de direcție cât timp ne deplasăm pe direcția normală a drumului. În prima intersecție semaforizată, vire în dreapta. Încadrez mai în dreapta sau? Da, da, la bordură, e partea carosabilă, deci încadrez mai aproape de bordură. Prima de pietru. Exact, la verde, după aia. Da. După aia, vehicula, care circulă pe partea carosabilă. Și la trecere încă e roșu. Bun. Ne vom întoarce în următoarea intersecție. Așa. Fii atent, mi se îngiratoriu acum. S-a schimbat. Da. Recent. Bine, e mai ușoară întoarcerea. Manevra de întoarcere e mai ușoară atunci. Pentru că după ce te-ai încadrat în sensul giratoriu, nu mai trebuie să faci uitate la celelalte vehicule. Mă, că e așa, da. Înainte de a intra în sensul giratoriu, ai și o trecere pentru pietoni. Și la ieșire. După aia o trecere la nivel cu linia de tramvai. Și din stânga nu are cedează tramvai, înseamnă că are prioritate. Nu am foarte rar întoarce. La prima dată pieton, exact. E bine că te oprești un pic mai aproape, ca să dureze mai puțin până traversezi. Așa, până te duci la trecere, poate mai apare un pieton. Dar haide, au trecut deja. În sensul nostru. Așa? Aici tramvaiul... Nu vine, nu prea întoarce, dar dacă cumva îl întoarce, unul ar trebui să ia posibilitate. Din stânga noastră. Așa, exact. Aici acolo de prioritate la cei din sensul giratoriu. Care unde urmează să pătrunde. Așa. Accelerează puțin, așa, să încadrăm cât mai repede. Bun, suntem în sens, avem prioritate acum. Exact. Iar acum să analizez, că părăsesc sensul giratoriu. Nu știu, atenție, n-ai pietoni. Du-te puțin mai în față, mergi încet, dar dacă se întoarce, te oprești. Se întoarce cu fața, am luat testul cu spatele, nu prea pare că are intenția de a traversa. Mă, să fii foarte atent, dacă se întoarce, te oprești imediat. Ia să testăm atenția, vire în stânga unde avem posibilitatea.
Bine, aici nu avem, se vede indicatorul. Și atenție la comenzi de genul ăsta. Unde ai posibilitatea? Înseamnă că te lasă pe tine să decizi. Dacă ai voie sau nu. Dar de cele mai multe ori nu ai voie când îți dă comandă în felul ăsta. Uite, aici ai obligat săgeata, zice că doar înainte. Dacă te uiți, ai și indicatorul interzis la stânga, deci nici aici nu ai voie. Poate în următoare atunci. Exact, cei din reata ocedează. Poate următoare voie. Poate nici în următoarea, să vedem, să fim urmărit cu atenție. Aici, după clădirea asta, e voie. Să analizează linie discontinuă, nu avem un indicator, să ne interzis pe virajul la stânga, nici marcaj săgeată spre înainte. Exact, doar ne asigură în acel sens opus, cu trecere, iar, da, e sens unic. Și dreapta e parcare. Da. Singură bandă. Iar în dreapta sunt locuri de parcare. Partea carosabilă de la bordură până la locurile de parcare. Adică și dacă nu era nicio mașină parcată, pe acolo nu e parte carosabilă. Nu e destinată circulației. Doar pentru parcare, dacă sunt amenajate locuri de parcare. Partea carosabilă e doar de la bordura din stânga până la parcarea din dreapta. Aici ai circulație? E sens unic, nu? Așa era. Până cel puțin în următoarea intersecție, să vedem. Și aici în următoarea intersecție, nu? De aici îi circulație, n-am vrut sensul. Aici trebuie să semnalizez? Aici, ce? Dacă nu intri pe contrasens, nu. Mă vezi că și aici, e de la bordura din dreapta, partea carosabilă până la parcarea din stânga. Și atenție, mergem înainte. Vezi că înainte unde-i? N-avem marcaj că și cum axul drumului se continuă spre stânga, înseamnă că înainte e în aliniament cu drumul din fața noastră. Bă? Prima mașină... Deci nu e drumul în curbă la stânga și să considerăm că spre stânga e înainte. Bun, chiar dacă drumul din față el are stop. Bun, era clar că avem prioritate. N-am avut ce de asta, toată lumea care ne intersecta, ne intersecta din stânga, adică drumul ăla din stânga, doar din stânga. Și dacă era egalitate, tot aveam prioritate de dreapta. Bun, vine în dreapta. Vede și aici drumul de la bordură până la parcare. Asta ultima nu-i parcare. Ultima, da, e staționată, deci ar fi partea carosabilă aici, la ultima am depășit-o. Așa? Cedează. Da, cedează, dar dacă virezi dreapta, nu te intersectezi cu nimeni. Dacă mergeai înainte, te intersectai cu cei care vine de dreapta. Iar aici, în stânga, e sens unic. Deci nu are ce să vină din stânga. Bine, și dacă era, n-ai avut cedează. Tot aveai avut prioritate, cel puțin prioritate de dreapta. Atenție mare la trecerile astea. Nu ai vizibilitate. Din stânga poate să apară, dar nu are prioritate, nu are cum să aibă prioritate, că tu nu ai avut ce de asta. Pietonii. Și dacă e egalitate, Și dacă e egalitate, tu ai prioritate de dreapta. Dacă nu e egalitate, înseamnă că eu stop sau cedează. Și tot nu avem prioritate de trecere. Virăm stânga. Primul drum aici. Așa, foarte bine că așteptat pe biciclistul. Așa, și aici, sens unic. O singură bandă, că în stânga și în dreapta sunt parcări. Deci nu-i... Din nou partea care se vede la parcare din stânga până la parcare din dreapta. Numai să văd ce indicatoare sunt, să fie prioritate de dreapta. Au stop în dreapta. Uite-te, nu, e rotund, nu e stop, deci e prioritate de dreapta. Așa, bun. Bun, deci rotund e de interzicere sau de obligare. Stopul e octogon, deci nu e rotund. Exact, aici e obligatoriu, da. Dar iară, intersectează cei din față. E egalitate? Să aplică prioritatea de dreapta sau nu? Exact, da, că acolo iar e un indicator rotund, nu e stop. Și mai atenție, că nu mai avem vizibilitate, să nu avem o viteză. Bine.
virăm stânga, că aici avem stoves, stopul nu-i rotund. Da. Acolo, dacă nu te-ți cu atenție, da, octogonul nu-i foarte asemănător. Așa? Păi nu, a trecut, se, a trecut, nu a trecut. Așa, stânga, se vede că e liber. Înaintează până la mijloc, să virezi direct pe sensul tău. Nu să virezi pe contrasens. Bun, aici, da. Normal se face prin dreapta, se face normal, cum e normal să virezi stânga, prin dreapta. Nu se cadrează la excepțiile alea, când două vehicule virează stânga din sensul opus. Aici nu exista drum în față. Deci niciodată nu vom vira aici, cum a fost în situația noastră, când viram stânga, nu aveam cum să virăm cu cineva obligatoriu prin stânga centrul intersecției. Pentru că nu exista în față drumul. Dar o să face normal, prin dreapta, adică direct pe sensul tău.